Uitați, mi-a fost o... Primar. Ce frumos, în sfârșit, primarul de Chișinău vine la... Sau așa, haideți, treceți în față. Ajunge și la... la discuții cu noi. Ne așezăm. Trebuie să spunem, cred, câteva cuvinte sau mai întâi semnăm deodată. Cum, dragi colegi, facem? Semnăm și după aia discutăm, da? Bun. Haideți să semnăm. Eu vă mulțumesc pentru colaborare. În sfârșit avem o colaborare bună cu primăria Chișinău. Apreciez. Ok. Pentru, în calitate de gazdă, o să zic câteva cuvinte la început. Bună ziua, vă mulțumim pentru atenția pe care ne-ați acordat-o la acest eveniment. Este cu adevărat unul memorabil și se înscrie plenar în contextul realizării prevederilor strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret și a celor activități pe care Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și autoritățile publice locale de nivel 2 le-au întreprins pe parcursul anilor 2017-2018 în sensul dezvoltării Programului Național de Dezvoltare a Centrelor de Tineret 2017-2022. Deja până la sfârșitul anului 2018, anul care s-a scurs, avem semnate înțelegeri cu consiliile raionale din 20 de raioane ale Republicii Moldova și ne bucurăm că acest lucru, grație administrației actuale a primăriei Chișinău, dar și a eforturilor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, s-a produs la nivel de capitală a Republicii Moldova. Prin urmare, astăzi am semnat acest protocol de colaborare pentru crearea Centrului pentru Servicii de Tineret, care va presta servicii pentru organizațiile de tineret din municipiul Chișinău. Și în acest sens, și o parte și alta are anumite obligațiuni. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în limita acestui program, asigură centrele de tineret cu tehnică, IT și cu mobilă. Ulterior, la formarea acestor centre, administrația publică locală contribuie la finanțarea angajaților din aceste centre și ulterior colaborăm împreună cu partenerii noștri de dezvoltare la formarea acestor cadre, la continuarea proiectelor de granturi mici pentru organizațiile de tineret și așa mai departe. Îi mulțumesc încă o dată domnului primar Ruslan Codreanu pentru această colaborare frumoasă și sper că acesta este doar un început pentru sectorul de tineret în municipiul Chișinău. Mulțumesc, domnul ministru. Eu, din partea administrației publice locale, vreau să zic că după un an de eforturi, astăzi se încununează doar prima etapă, ceea ce ține de acordul de parteneriat cu Ministerul Educației, și pe această cale vreau să mulțumesc doamnei ministru Băbuc și întregii echipe colegilor din cadrul Ministerului Educației pentru deschiderea de care au dat dovadă. E bine sau nu că suntem a 21-a administrație publică locală, dar bine că suntem acolo de rând cu ceilalți, cu alte autorități. Ne propunem în perioada următoare, pe lângă cele trei centre de tineret din suburbii, să creăm centre de tineret funcționale în fiecare suburbie a municipiului Chișinău. Și nu am să vorbesc despre importanța tinerilor și promovării tinerilor atât în viața politică, cât și în viața dezvoltării a comunității. Cifra de peste 30% de tineri care se află în orașul Chișinău vorbește de la sine. Noi, ca administrație publică locală, pe lângă faptul că vom identifica surse financiare doar pentru salarizare, vom merge la parteneri de dezvoltare pentru că tinerii trebuie susținuți și prin proiecte inovatoare. Dar mesajul meu și a colegilor mei către toți tinerii din municipiu este centru deschis pentru voi și de către voi. Eu nu-mi doresc un centru al funcționarilor și angajaților primăriei, dar un centru al tinerilor,
în care tinerii să dezvolte serviciile de care au nevoie, pentru că se percep mai bine decât noi în aceste lucruri. Astăzi, la ora 4, profit de ocazie, doamna ministru, vă invit și pe dumneavoastră și colegii din minister să mergem să vizităm centrul din orașul Chișinău, să vedem ce servicii vom presta la prima etapă. Dar, repet, tot ce îmi doresc eu și administrația publică locală este să fie pentru tineri, creat de tineri și în interesul tinerilor. Astfel depinde în mare parte de tinerii din municipiul Chișinău cum va activa acest centru. Din partea administrației publice locale există toată deschiderea și anul ăsta pentru prima dată am alocat și 5 milioane de lei pentru start-up-uri, pentru tineri. Ne dorim cât mai mult activism în dezvoltarea orașului și municipiului Chișinău. Vă mulțumesc încă o dată. Și eu vă mulțumesc, domnule primar. Mulțumesc.